Ce vineri avem sosuri picante. Cătălin Smărândescu a supraviețuit 3 luni în jungla dominicană, a înfruntat foamea, frigul, răutățile celor din jur, dar acum are parte de o provocare mult mai dură. Numai un adevărat supraviețuitor poate trece această probă. Cătălin Smărândescu, oameni buni, la întrebările picante. Spune tot sau îi va lua gura foc. Să-l poftim! Mamă, văd imaginea asta mereu, toți invitați vin așa cu zâmbetul pe buze, încrezători în ei, și când pleacă, nu e bine. Și dacă salut, Cătălin, plec, și bine ai venit la noi la emisiune. Tizule. Ești pregătit? M-am născut pregătit. Te anunț că sosurile sunt foarte iuți. Hai să vedem. Perfect, hai să vedem. Stai seama, a supraviețuit el în jungla, a supraviețuit, hai. Dar sosurile, să știi că sunt foarte iuți. Repet, foarte iuți. Așa. Dar nu e nicio problemă. Cătălin Smărădescu, întrebarea o citești în gând, răspunsul dai cu voce tare, iar apoi aflăm dacă citim sau nu citim întrebarea, în funcție de dacă mănânc sau nu mănânc. Nu ai cam multe întrebări? Cum? Nu ai cam multe întrebări? Mai am și de la telespectatori, asta este bomba. Avem un număr de telefon, de WhatsApp, unde comunicăm cu telespectatorii noștri. Și cele mai interesante întrebări pentru sosurile picante le primim și de la ei. Să luăm primul sos, la întâmplare, pur și simplu, nu-i așa, Pisoi? Și? Stai să pun puțin sos, iute. Începem în forță. La recomandarea colegului nostru Pisoi, acesta este primul sos pe care îl folosim. Nu punem mult, pentru că avem mai multe întrebări. Hai, de hai că n-am fost! Păi nu știu. N-am fost. Hop, uite, am pus. N-ai fost la sosul de iuți. Nu, n-am fost deloc. Unde? Nu există n-am fost. Nu există n-am fost. Ai fost? Păi n-am fost. Ai fost? N-am fost. De. Dacă spun că n-am fost... Eu zic, spunem bărbătește, mâncăm iute, rupem întrebarea și totul e în regulă. Dacă eu spun că n-am fost, hai, și trebuie să-și citești. Și, păi nu, păi nu există nou că răspunsul n-am fost. N-ai cum să nu. Mai citești odată. Eu spun că n-am fost. Mai citești odată. N-am fost, fratele nu, meu. Nu anul ăsta. De când e showbizul românesc. Că și tu ești dinozaur în showbizul românesc. Și dinozaurii, știi cum e? Deci... Deci, vezi că ne întoarcem în trecut, de mult, adică nu acum. Nu vorbim de prezent, ferească Dumnezeu, sau de ultimii ani. De mult. Și trebuie să spun și numele, nu? Păi, asta e ideea. De mama mea! Dăm un nume, mâncăm iute, rupem întrebarea, nu știm despre ce e vorba. Gata, frate, Loredana Groza. Citesc? Nu citi, asta este. Hai, hai, Cătălin, iute. Lasă-mă să citesc. Mamă, mi-o dat la grimină. Nu, frate. Trebuie să mănânc, nu? Hai. Mamă. 1, 2, 3 și... Stai să respir. 1, 2, 3 și... Ai, ai. Spune nume... Ah. Am uitat. Trebuie să rup întrebarea. Nu e iute. E ok, mă, n-are nimic. Hai de mama mea. Băiatul în tricou verde din spate și cu șapcă în cap, uite, e cu Greta. Pisoi, nu fugi, ca să te vadă, să știe pe cine caută. Mamă. Pisoi, uite, el, uite, el are mamă, sosurile. Uite, el are sosurile. Te salută. I-am zis că iute. Am transpirat instant. Mamă. Ui, crezi că glumesc? Ți-am zis că iute, am vrut să citesc întrebarea. Dar cu Batman. Gentleman până la cap. Bă! Mamă. Vai, mama mea. A fost iute? Ia cu lapte. Dă cu lapte. Dar tu trebuie să întrebi pe Emil Rengle, că am zis că sunteți prieteni, că a fost și el la sosurile picante. Și putea să zică că da, tu crezi că eu întreb pe Emil ce bagă în gură? Să mergem la întrebarea cu numărul 2. Mamă, lasă-mă, că mi-au dat lacrimile. Întrebarea cu numărul 2. Vai, viața mea. Băi, mor aici. Poți măcar peste 10-15 minute după ce stai în rugă. Glumim. Ți-am zis că e iute, dar ți-am zis. Dar tu nu, Batman.
sosuri picante. Chiar sunt YouTube, vă atrag atenția. Chiar nici nu știu de ce veniți la rubrica asta. E foarte grav ce se întâmplă. TJ Miles. Da. Nu te mănânci un Citește, frate. Bine, citește tu atunci. Crezi că mai pot? Ne întoarcem înapoi în timp, în perioada în care te aflai la Survivor. Mamă, nu pot să vorbesc. Vine iuțeară? Aoleu! Smărândesc cu lacrimi. Spune-le numele concurentului pe care l-ai fi eliminat fără nicio ezitare. Am spus, TJ Miles. Hai că începem școlea mai grele un pic. Chiar e iute, mă. Mamă! Chiar nu înțeleg de ce ai mâncat. Să zic ceva, să nu te ștergi la ochi cu același șervețel cu care te ștergi la... M-am șters deja. Ok, nu e bine. Nu mai contează. Uite, să știi că mai este asta doar atât, dacă te hotărăști să ne citim. Mă las să mă concentrez? Da, iartă-mă. Trebuie să-ți aduc alt șervețel. Îți dai trei nume. Bun. De-a lungul timpului sau? Da. Noi spunem că nu ne limităm la o perioadă de timp. De-a lungul timpului. Am înțeles. Stai mă să mă citesc o dată. Știm că au fost mai mulți, dar noi vrem doar trei, îți dai seama. Hai că aștept mesaje de la telespectatori. Ah, mama mea. Chiar a fost, uite? Faci mișto de mine? Te-ai încercat? Nu. Ai încercat? Păi în halul ăsta. Am fost chiar de două ori. Și când mai mănânc picant în viața mea de acum încolo. Unde ești? Pisoi, pisoi, te caută Cătălin. Pisoi, am o pisică acasă, să vezi ce te pisicește. A fugit pisoi? Ok. Pisoi, lasă. A ajuns la Iancului. Băi, Gigi Becali. Unu. Trebuie să mai repet toată numele. TJ Miles. 2 și Emil Rengle. 3 și citesc? Citește. Spune numele a trei oameni cunoscuți din România care la un moment dat te-au enervat atât de tare încât ai vrut să-i bați, dar te-ai abținut. Corect. Gigi Becali. Așa. TJ Miles și Emil Rengle. Corect. Da, dar cu Emil Rengle stă pe genunchiul tău. Băi, asta este, vremurile se schimbă ca și anotimpurile. Exact. Oamenii descoperă anumite... Am spus că ați neaceași înghețată, mă dai. Vrei să vezi cum este? Nu, dar... Dar știi că întreg cred că e mai bine. Cristi Mitrea, că nu înțelege, bă, băiatul, cum s-a ajuns cu pasiunea Cristi Mitrea nu înțelege multe, frate, stai liniștit. Da. Nici dacă îi dai cartea în față, nu înțelege, stai liniștit. Da, iartă-mă, nu, n-am vrut. Dar, bun, mergem la întrebarea cu numărul 4. Tot așa, de foarte mult timp. Bă, mâncați-și gura ta. Hai că mai trecut. Cineva mi-a spus așa, fii de aici. Mesteci de două ori și înghiți. Cine nu mai are importanță. Cine mi-a spus mesteci de două ori și înghiți ca să nu simți. Dar cine ți-a zis asta, că e foarte interesant. Buletele ăsta mesteci de 5 ori până închizi. Haide, mama mea, zici că e gumă. Să știi că am avut și fete curajoase, au mâncat. Serios. Hai. Întrebarea cu numărul 4. Aveți că am pus mai puțin pe linguriță, pe acolo, cum ai intrat lasă-mă, în joc. Lasă-mă, lasă-mă. Hai că ar fi păcat, Cătălin. Hai, Cătălin Smărândescu, hai! Ești bărbat până la capăt, nu eziți. Ok. Ai te-ai întors pisoi? Delia. Delia? Da. Citesc? Delia Matache, da. Citește. Citește, că poate să uită soția ta la mine și vreau să citesc eu. Nu, citește ca să uiți tu. Spune-ne numele unei femei cunoscute din România, Cătălin Smărândescu, showbiz, politică, sport, afaceri, cu care tu, Cătălin Smărândescu, ai dori să ai o aventură dacă ai ști că n-ar afla nimeni. Așa. Da, mamă. Da, mamă, hai. Sosurile sunt iuți. Sunt foarte iuți, dar nu mai mănânc sosuri nici dacă mă bați. Mai bine răspund la întrebări. Deci cu Delia. Hai. Nu știu de ce, dar nu cred că o să mai asculti Delia de acum încolo în mașină cu soția. Mamă, deci din ce în ce mai... Mai bine! Aici mănânci, uite, nu mai e mult. Dai doar un nume. Deci? Un nume.
Băi, să... Un nume? Da. Doar așa e jocul, un nume. Fără nicio explicație, un nume. Mamă! Asta zic și eu. Mamma mia! Mănânci, uite, lumea nu știe la ce ne-a referit. Merge gata, mă, Moroșanu. Citește-o. Citește-o tu? Citește-o. Nu văd vreo ochelare. Spune numele, spune-ne care crezi că este cel mai slab sportiv dintre următorii. Moroșanu, Beni și Iftimoaie. Așa. Cel mai slab dintre ei este Moroșanu. Adică Moroșanu e mai slab decât Beni și decât Iftimoaie? Da. Așa era întrebarea, adică da. Și eu am răspuns. M-ai întrebat, am fost cinstit, am spus. Da, nu știu ce mai e tot repetat. Uite, da. Moroșanu te salută. Te pup. Să-l da. Machez? Cum? Să-l machez? Să-l machez? Să-l machez? Vrei să-l machez? De ce? De că? Păi m-am machiat odată în fermă. L-ai machiat? Cum mă, nu știu, nu mă, a fost o probă, adevăr sau provocare. Și atunci să-l machiez. Cu fard, cu rimel, cu... Cum nu știi? Ba da, mi-am dat. Hai mă, căta, mă. Asta... Deci dacă... Dai numele, mâncăm iute și plecăm acasă, când se ne omoare pe amândoi, știi tu cine. Mor! Mor, la asta chiar vreau să răspunzi, o citești. Citesc? Dă numele întâi. Roxana Ciuculescu. Citește. Hai, citește că ai mai mult fan. Nu, citește-o tu. Bine, mă. Așa, spuneți-mi numele, spunem numele unei concurente de la Survivor cu care ți-ar fi plăcut să dormi împreună în același sac de dormit. A spus. Tu îți dai seama că pe mine nici nu mă ajungea sacul? Chiar dacă băgai picioarele, se lungea sacul și nu mai intram în el? Deci cu Roxana Ciuculescu. Corect! Mă gândeam că te gândești la cineva. La te... Tu întotdeauna te gândești la ce nu trebuie. Roxana Ciuculescu. Băi, ai fost curajos, să știi foarte bine. Să vedem și de la telespectatori. Aolo, mamă! Uite prima întrebare. Nu văd fără ochelari, spune. O citesc așa? Tu da, citești tu, frate. Pe care concurent de la Survivor de anul acesta nu l-ai suportat deloc și de ce? TJ Miles, frate. Bă, dar ce ai făcut? N-am, frate, nu pot. De acum ești și tu pe TikTok. Nici cu pâine nu pot să-l înghit. De ce? Și acum? Ce? Și după ce ați ieșit din concurs? Că nici pe mine nu puteai să-l înghiți nici cu pâine, iar acum sunteți prieteni. Băi, de asta pentru zic că s-au mai schimbat lucrurile. Unii la Survivor au jucat un loc, un joc, pentru a-și facilita cât mai mult, cum să spun eu, accesul către finală. Alții săraci au tăiat adus capul. Tu spui că Emil asta a făcut. Emil? E un băiat deștept. Emil și-a jucat cartea așa cum a și cel mai bine. Și dovadă că răutate nu are, dușmănie și chestii de genul ăsta la fel nu are. N-am pretenit foarte, foarte mult. Restul concurenților prefer să am așa o... cum să spun, o pauză când este vorba despre ei. Despre restul, despre toți? Aproape, aproape. Da, am înțeles. Cătălin, îți mulțumim mult de tot, băiatul în verde, uite de cum te așteaptă. Pisoi, salută-i pe telespectatorii noștri și spune-le... Deci, Pisoi, eu zic, fugi. Pisoi, el mi-a zis, bă, ia susurile astea și pune, Pisoi, fă cu mâna așa, Pisoi, am vrut să fiu, nu, dar am vrut să fiu curajos, știi? Nu, am fost, exact. Nu mai vreau. Nu mai. Dar zic cum sunt susurile astea, acum sincer, că sunt mulți oameni care, bă, glumițe, nu știu ce. Deci, frate, nu mai mănânc uite în viața mea. A fost uite, a? Lasă-mă mâncați și gura. Mâine dimineața ce oră te trezești? Dacă mă mai trezesc. Nu, te trezești, crede-mă. Dar o să aduci aminte de noi când te trezești. Nu, n-ai înțeles. De sosurile picante. Eu știu ce spui tu. O să vezi, mâine dimineață, Cătălin. Păi, nu avem pe Biggie astăzi să-i dăm... Jur că te sun. Te sun, fii atent. Gata, să ne sun. Mulțumim mult, Cătălin Smărândesc, cu oameni buni. Curajos a venit astăzi și pur și simplu a mâncat iute și a răspuns întrebărilor, că după aceea nu mai mâncat iute. Păi ce să facem? Zâmbește să avem o poză cu tine după sosurile picante, zâmbind.